Poliția locală a lăsat mașina în intersecție ca să-și ia o cafeluță. Ei sunt semizei. Legea e scrisă pentru proști, nu pentru ei. Partidul Verde, Florin. Mai dat una. Deci mergeți la vot, Partidul Verde peste tot. De ce? Pe YouTube, pe Facebook și la primărie plângere pentru că stai parcat ilegal în intersecție. Băi, eu termină, mă. Ce are? Sunt polițiști, sunt obligați să respecte legea primii și după aia... Ne-am înțeles, o să aflu cum te numești. Din judecată o să aflu cum te numești. Ai parcat ilegal și mă dai în judecată? Cu ce drept? S-a oprit omul să-și bea cafeluța în Piața Unirii. Ce să vezi, că nici centura nu și-o pune când pornește. Centura și masca, sunteți doi în mașină. Centura și masca. Mafia Gabrielei. Și nici celălalt nu și-a pus centura. Centura! Băgați centurile! Mafia cu epoleți. El și vorbește la telefon de mers. Ca să vezi câte ilegalități e capabil să facă. Un purtător de epoleți. Poate a fost vreodată polițai. Plătiți cu 1000 de lei fiecare, în fiecare lună, din bugetul public. Cam 1000 de euro pe lună. Mai vrei ceva? Același echipaj de poliție locală. Parcat ilegal. La intersecție. Deci ei sunt recidiviști, vin aici nu doar ca să își bea cafeaua și să mănânce cornulețul. Vin aici ca să stea și pe internet, să aștepte să le treacă ziua de muncă. Și noaptea plătită dublu. Dar de ce ați plecat? Aveți vreo urgență, ceva? Dar cum desemnalizez că faci dreapta? Ești cam contrasens acum, nu? Cum naiba a ajuns în poziția asta? De unde ai venit? Mafia cu epoleți. Merge iar cu telefonul în mână. Și niciunul n-are centura pusă. Porniți să caute vreun loc de parcare. Un loc legal de parcare și nu semnalizează că face stânga.
au schimbat banda fără să avertizeze ceilalți participanți la trafic intenția de schimbare a benzii. Șoferul ăsta trebuie lipsit de carnet, permisul de conducere. Ups! Asta e denivelare de la Gabriela Firea. Cadou. Ca să aveți motiv să-i mai dați un mandat. Când primul n-a reușit să facă mare lucru, era o fată cu războaie politice, cu sindrofii. În piața Constituției și tot acolo o să bobosească. Trebuie să trec eu mai des pe aici să-i observ. Locul lor preferat de parcare, dar de ce nu-i observă poliția? Patrulare rutieră, care are obligația să-i impună respectarea regulilor de circulație pentru toată lumea. Nu doar pentru civil. I-am pierdut. Aici, în piața Constituției, sunt o grămadă de polițai, probabil și din cei de la rutieră. Au ei altă treabă.